v-am regăsit, mă bucur tare mult să fiu din nou aici. Bună seara, Cătălin, seara. Bună seara, Nelu. Bună seara, Mihaela, bună seara. Numele meu e Pripi, sunt din Curtea de Argeș și am dat banii pe un apartament în Chiajna. Da, știu ce gândiți, ultimul om. Dar e ok, judecați-mă, o să înțelegeți la un moment dat conceptul de centrală proprie. Da, te apropii de centru. Încet, încet. Da. Ia uite, mă, Chiajna. Lux! Chiajna este pentru București fix ce e Republica Moldova pentru România. Toți au joburi corporate în București, dar seara se întorc la veciurile din fundul curții. Este atât de aglomerată încât ajung mai repede la biroul de șomaj de la Argeș decât la biroul de unde muncesc. Dar e o zonă foarte liniștită. E o zonă atât de liniștită încât aud când îi sună pe vecini. Oamenii din Chiajna sunt o comunitate atât de unită încât au făcut un grup de Facebook care se numește MR Chiajna. Ei zic că MR vine de la Militar Residence. Eu îi zic Mica Românie pentru că stau moldoveni lângă ardeleni, lângă unguri. Hai să dăm mâna cu mână. Nu străpii! Ca să trecem, să treacă Dunărea. Și să fim serioși, numai cartier rezidențial nu se poate numi Chiajna. Auzi, Militar Residence. Este marea unire a Bolintinului cu drumul taberei, asta e. Măi! Da, că mi s-a prins borseta în gard. Așa e în marile metropole. De exemplu, Los Angeles are nu știu câte Chiajne, dar astea de un bulevard are 176 de kilometri cu toate suburbiile și toate astea, înțelegi? Dar dacă ai un job remote, e super ok. Ai tot ce ai nevoie acolo, e un mic orășel, sunt școli, grădinițe, farmacii, proxeneți. Dacă îi pun și asfalt, chiar nu o să-i mai lipsească nimic. Fac și city break-uri. Maxim până la Ikea Paladi, la întoarcere mea o noapte de cazare în Rahova și cam ăla e concediu. Eu conduc foarte mult și conduc foarte bine. Știți femei care conduc bine prin aplauze? Ok. Nu le cunoașteți pe prietenele mele. Cum conduci? Am sunat-o pe una într-o seară și am zis, băi, mi-a murit bateria de la mașină. Ai și tu niște cabluri să-mi dai și mie curent? Și ce-mi zice a mea? Mașina mea nu e electrică, e pe GPL. Și e foarte frustrant să am astfel de prietene, pentru că mie mi se întâmplă des să mi se strice lucruri la mașină și nu am la cine să mă plâng. Recent mi s-a stricat supapa Eghere, să mă în ea. Let me explain. Adevărul e că toată viața mi-am dorit să-mi bat într-un Eghere. Și eu la fel, sincer. Dar let me explain. Pentru cine nu știe ce e o supapă Eghere, este o componentă a sistemului de evacuare care răcește gazele. Sau, bă, ești nebun? Mașina are hotă. Da, fetelor, exact. Probabil vă întrebați de ce naiba știu eu ce e o supapă Eghere. O întrebare pertinentă este pentru că de câte ori se strică ceva la mașină, tata dă vina pe mine. Așa că el știe mecanica aia de la Dacia cu sârma. Așa că am învățat explicația științifică pentru care nu merge mașina, ca să-i închid gura, pentru că se și supără. M-am dus recent cu o crăpătură în parbriz și a venit la mine supărat că merg cu viteză, că am luat o piatră în parbriz, că nu păstrez distanța față de tiruri. Cum să iau o piatră în parbriz? Am dat peste unul pe trecerea de pieton și al dracu avea pietre la rinichi. Da, eu conduc foarte mult și de asta am intrat în toate grupurile infotrafic din București și Ilfov și văd acolo toate atrocitățile, accidente, ambuteiaje, cum parchează Loredana Chivu. Și la toate postările cu accidente sunt comentarii de genul tataie, te caută moartea pe acasă sau e femeie. Dar cel mai tare mă deranjează comentariile cu a luat permisul la Pitești și nu pentru că sunt eu din Argeș, pentru că am luat permisul la Curtea de Argeș, nu la Pitești, ca toți căruțașii are pe infotrafic. Mă deranjează gluma asta că e foarte veche și foarte fumată, în sensul că fabrica de permise de la Pitești nu mai funcționează de foarte mult timp. De asta am dat examen la Curtea de Argeș. Plus că fiind un oraș mic, polițiștii de acolo încă își riscă meseria pentru un și un pachet de țigări. Sănătate! Sănătate! Avem o dezvăluire pe masă. Mamă, a tras cu agheu! A tras cu agheu! Bastru fuma polițistul, dacă erați curioși. Cu timbru? Fără. Până la urmă am luat permisul din prima, asta era ce contează, și am trei tipuri de gumă mașină cu ei pasă. Chiar vă recomand să mergeți la Curtea de Argeș, este un oraș foarte frumos, este prima capitală a țării românești, este un oraș regal și nu știu dacă știți, dar în Curtea de Argeș se află cel mai greu și cel mai vechi escape room din Europa.
Ana lui Manole încă se chinuie să treacă în camera următoare. Dacă n-a dat șpagă un pachet de țigări. Atât de la mine, mulțumesc mult de tot. Este o bucurie să vă revăd, să fiu din nou în fața dumneavoastră. Băi, eu recent mi-am schimbat terapeuta pentru că nu mă mai înțelegea și chestia asta mă enerva foarte tare. Eu am început să fac terapie pentru că sunt colerică, am probleme cu nervii și principala problemă este că mă enervez foarte tare la volan. Relax. Respiră. Liniștită. Stai liniștită. Săraca, s-a blocat și tremură rău. E ok. Suntem prietenii tăi. Mulțumesc. Săraca. Am nevoie de pauză. Vrei un pahar de apă? Da. Pahar? Da. Da? Vrei, da. Că? Dacă vrei, du-te mai într-o dată. Du-te mai într-o dată. Okay. Stai liniștită. E ok. Liniștește-te, pui, n-ai nimic. Doamne, mă. Piu. Piu. Of, bă, nu fi, mă. Piu. Bă, nu fi, mă. Bă, și am fost cu ea la Decliu. Bă, foarte bună. A avut un moment, s-a blocat, nu știu ce, și am zis, op, s-a dus, gata, e presiunea finalei, ea e la început. Tu forță foarte mare. Ce vorbești, mă? Interioara să te poți redresa după o intrare greșită. Ești ok? Nu. De ce s-a întâmplat? S-a făcut rău. Păi, uite-te și tu la fețele ăsta, dar nu te-a luat reci. Ce s-a întâmplat, mă, mai vine odată? Frate! Ia, uite, poftim, prin plan. Da. Ți se cam taie. Mulți s-au tăiat de tot, deci gândiți-vă cât s-au tăiat de-a lungul timpului într-o finală sau un număr normal. Pe scenă fiind, n-au mai vrut nici să intre, nici ea, la început de tot s-a tăiat tot. De s-au dus la baie. Da. Eram sigur că e renunțarea sezonului, adică e la mod sau renunțarea finalei. Bă, uite, a venit, s-a făcut praf și a plecat. Vrei să vii la prezentatori, în backstage? Nu. Vrei să stai aici? Și mă pregăteam deja, îți vorbesc cu ăștia. Da, mă, păi, dar e grea meseria asta. Păi, dar nu știu ce, că noi pentru oricine și așa. Și ce n-aș pensi singur acolo în puii mei? N-ai band, n-ai backing vocal, n-ai instrumental, n-ai nimic. Ești f***. E vina mea că n-aveți de niciun. Doar zic. E vina mea că... Acum ești ok? Facem numărul? Ha. Atenție! O a venit înapoi puișorul ăla de om. Bum! Bună seara, dragi oameni, și mulțumesc mult pentru primirea asta. Mă bucur tare mult să fiu în fața voastră din nou. Păi vreau să vă zic că eu recent mi-am schimbat terapeuta pentru că nu mă mai înțelegea și mă enerva rău de tot chestia asta. Eu am început să fac terapie pentru că am probleme cu nervii, sunt colerică și principala problemă este că mă enervez foarte tare la volan. Eu stau la marginea Bucureștiului și făceam terapie în capătul opus al orașului. Deci traversam orașul ca să plătesc pe cineva cu 200 de lei să mă învețe să nu mă mai enervez. Practic, o dată pe săptămână mă enervam de 100 de lei dus și de 100 de lei întors. Așa că am renunțat. Iar concluzia terapeutei a fost că problema nu e la mine, problema e traficul din București și că soluția ar fi transportul în comun. Mamă, ce m-a enervat! Eu am învățat să conduc la Curtea de Argeș. Aia. Curtea de Argeș, care este un oraș mic și enervant de liniștit. De-aia îi spune curtea. Și când am venit în București, eram deja nervoasă. De fapt, eu am venit în București să omor pe cineva pentru că n-avem autostrăzi. Cam asta e. Și asta pentru că eram într-o zi în acest oraș micuț, Curtea de Argeș, conduceam și l-am prins pe unul în fața mea care m-a ținut 5 km cu 30 la oră. Și m-am enervat, am intrat în depășire și în timp ce eram paralel cu el, am recurs verbal la viol, pedofilie și necrofilie. Ca un cămătar la care avea datorie, i-am făcut tot arborele genealogic. Și în timpul acestei orgii imaginare, i-am și cântat Rammstein la claxon, că nu m-am putut abține. Dar foarte important de menționat în povestea asta este faptul că mașina pe care am depășit-o era o mașină de școală. Iar mașina pe care o conduceam eu era de asemenea o mașină de școală. Deci, practic, doamna psiholog a greșit de două ori în cazul meu. În primul rând că n-are nicio vină traficul din București, că eu m-aș enerva dacă aș fi singură pe planetă. Și în al doilea rând mi-a zis la un moment dat să nu-mi ascult frica. Păi, bă, frica mi-a salvat viața. Hai.
Prima dată când am condus o mașină automată, eram chiar aici în București. Am plecat de la semafor și 50 de metri mai în față am călcat la podea pedala de ambreiaj ca să schimb viteza. Oh. Și pentru cei care n-au înțeles unde e problema aici, mașina automată are două pedale. Una este accelerația și pe cealaltă sunt frâna și ambreiajul și dacă le calci cum am călcat-o eu, nu îți schimbă viteza, îți schimbă destinația de la unde aveai treabă la secția de primiri urgențe. Extraordinar. Două pedale. Pentru că m-a lovit mașina din spatele meu, iar reptilianul din mine s-a dat jos hotărât să ucidă, până am dat nas în nas cu un tip la vreo 30 de ani foarte făcut așa. Ca să vă faceți o idee, arăta de parcă s-a antrenat toată viața să ucidă urși cu mâinile goale. Oh. Și eram acolo și eu. Și sunt astăzi aici pentru că frica m-a dus într-o secundă de la tumor la... Iartă-mă, sunt proastă. Oh, extraordinar, femeile astea. Și mi-am dat seama că furia asta vine din frustrare la mine, de fapt. Și asta pentru că sunt foarte singură. Nu-mi scrie niciun bărbat. Am 23 de ani și arăt ca la 13, ceea ce nu vă recomand, fetelor. Nu știu dacă știți, dar în 2023 toți bărbații au principii. Nu mai sunt pedofili pe lumea asta, slavă Domnului. What? Pripiți! Oh my God! Da. Și la vârsta la care... Dacă n-a furat gluma, e de bine. Promit că nu. Sunt și la vârsta la care toate fostele mele colege de facultate se căsătoresc și recunosc că aș vrea să știu și eu cum e să ai o relație, cum e să împarți viața cu cineva. Și de asta, în ultima vreme, am început să mă p***i pe colac. Ce bună e asta! Okay. Dar nu funcționează. Sunt foarte singură. Sunt singură și la părinți, pentru că de fiecare dată când mă duc în vizita ei mei, o iau pe soră mea și pleacă la rude. Bine vă pripici, bă! Și m-am săturat cumva de singurătatea asta. De asta m-am și mutat în militari. Pentru că acolo n-ai cum să fii singur, niciodată. Sunt pereți atât de subțiri încât ajung la mine și reproșurile de la etajul 5 și bolile cu transmitere sexuală de la etajul 3. Mama. Și am auzit că în ultima vreme se tot sparg apartamente prin zonă și m-am gândit că e șansa mea să mă viziteze și pe mine cineva. Doar că după 3 luni în care s-au tot spart apartamente prin vecini și la mine nimic, încă am pierdut în speranța și m-am și gândit, bă, bogăția într-o garsonieră din Chiajna e un paradox, știu, dar până la urmă oamenii inteligenți fură banii statului, nu televizoare LCD din Chiajna. Și până la urmă au trecut și pe la mine. Când nu eram acasă, mi-au furat un tablou pe care scria Better Alone și mi-au lăsat un bilețel cu Ești cringe, o să mor singură. Dar singurătatea asta vine și cu avantaje. De exemplu, pe mine nu mă întreabă niciodată bunicii când mă mărit. Pe mine nu mă întreabă nimic bunicii pentru că nici ei nu vorbesc cu mine. Bunica mea nu vorbește cu mine pentru că acum 3 ani de Crăciun i-am făcut cadou o mașină de spălat vase și a zis, a, ce drăguț te-ai gândit la mine. Păi și n-am putut să o mint. I-am zis că m-am gândit la mine și la câteva sus am de spălat după fiecare pomană. Bun. Băi, n-ai cum mă... Forward thinker. Altădată m-am dus la e-mail și le-am zis, mamă, tată, sunteți pregătiți să schimbați cutece? Și ăștia s-au bucurat, e, o să avem un nepoțel. Zic, nu, a făcut tata e pareză. Dar tata e chiar a fost un bunic foarte ok. Când am aflat că mai are doar 3 săptămâni de trăit, ai mei au decis să nu îi spunem. Și mi s-a părut o decizie bună. M-am dus la el și am cerut 1000 de euro împrumut pentru o lună. Știți cum e, fără ai din ce ai. Bună, bă, bună, bă. Și pentru că v-am zis, a fost un bunic foarte ok, mi-a dat banii și s-a și ținut de deadline. Oh. N-ai cum, mă. Bun. Mamă, cum ne livrează, bă, una după alta. Bun. Și acum merg la terapie și lucrez la mine pentru că am probleme și cu stima de sine. Ne afectează atât de mult pe care ni le spun ai noștri când suntem copii, că ajungem să le credem și ca adulți. Ni se instalează undeva în creier și le credem în continuare. Mie, de exemplu, îmi spunea mama tot timpul când eram mică, tu ești deșteaptă, tu dacă vrei să fii președinte, poți. Și la un moment dat eram vicepreședinte într-un ONG și mi-am adus aminte de vorba asta ei, că eu dacă vreau să fiu președinte, pot. Și m-am dus la președintele asociației, la șefa mea, și am zis că eu dacă vreau să fiu președinte, pot. Și acum caut de muncă, dacă știți pe cineva care angajează președinți, vă rog, mulțumesc. Atât de la mine, mulțumesc mult de tot. Bravo, frumos!